șantier cu camere de supraveghere. Probabil e pentru parcare. Supravegherea asta, da. Ilegalitățile pe care le observ sunt pe șantier. Muncitorii lucrează neprotejați. Și am mai filmat chestia asta odată. Ar trebui să sesizez inspecția muncii. Au de gând 2 ani să lucrez în halul ăsta. Fără mănuși, fără căști. Sper că măcar bocancea, că e iarnă. Fără veste reflectorizante. La ce întuneric e acum, hai că unul e reflectorizant acolo. La ce întuneric e acum, poți să arunci ciocanul și nimerești într-un coleg. Fix alături poliția locală. Calea ferentă. Alături șantierul cu izolare termică. Face frumos blocul, dar de ce nu izolează și șantierul să nu polueze în halul ăsta? X Concelex. 15 blocuri are de eficient ierțat energetic. Dar asta nu e izolare de șantier. Asta e poluare. Și trebuie sesizată garda de mediu. Și primăria și poliția locală. Șantier dezgolit. Ia uitați-vă cât. Cât gunoi. Bătaie de joc. Încălcare de norme legale. Tot pe calea ferentare.